invitat la el așa să vedem ce soluții găsim pe viitor. O să fac o singură precizare de ordin, dacă vreți, organizatoric, așa, de organizarea artistei. Materialul subsemnatului Criza Științei, dreptul recent între gândirea critică și fatalismul neolitic. Materialul domnului profesor Prădescu, dreptul în fața provocărilor inteligenței artificiale, nevoile elementare a inteligenței artificiale. Materialul domnului profesor Buta, tranziție și drept, digitalizare și inteligența artificială, precum și cel al domnului profesor Boicu, unele particularități ale crizei dreptului internațional și a dreptului constituțional național ca factor de alienare a statului de drept și fragilizarea drepturilor fundamentale. Le reportăm pentru finalul conferinței, în măsura în care vom avea timp, le vom prezenta, dacă nu le vom regăsi în volumul conferinței. Invităm să prezinte lucrarea domniei sale pe domnul profesor universitar dr. Mircea Luțu Uzura, directorul Institutului de Cercetări Juridice, academician Andrei Dăbulescu, Academiei Române, o temă așa cum era și de așteptat din partea domniei sale, provocatoare și complexă, unitatea dreptului Uniunii Europene în diversitatea tradițiilor juridice naționale ale statelor membre. Vă rugăm, domnule profesor, și vă mulțumim pentru implicare. Și eu vă mulțumesc, domnule președinte, onorabil Zilu. Încep prin a face o precizare, între timp văzând titlul conferinței și mai ales intervențiile de până acum, mi-am amendat titlul, fără a ieși prea mult din câmpul anunțat oficial. Mai mult decât atât, mi-am adus aminte că sunt peste 3 mandate, peste 12 ani, cel mai longeviv director al Institutului și care, în același timp, aducându-și aminte că prima denumire a Academiei de Științe Juridice a fost cea de Institut de Științe Juridice, am crezut că mult mai interesat ar fi, chiar sub formă de inițiativă, să merg în același registru și să vorbesc propunând și o soluție finală, foarte rapid, despre criza științei dreptului și a cercetării științifice în domeniul juridic. Pentru că, înainte de toate, cred că suntem cu toții de acord, am putea să vorbim de o criză a juridicului, una care se conjugă cu celelalte ale societății în ansamblu său. Mai întâi o precizare. În greaca veche, crisis, capa, se definește special ca o fază decisivă a unei boli. În schimb, latinescul crisis, nu cu capa, trimite la o înțelegere a sa și o analiză în afara câmpului medical pentru a evoca o fază gravă într-o evoluție. Așadar, în esență, criza reprezintă un moment de basculă, de trecere de la o altă stare. Din această perspectivă, mi-am pus problema. Există o criză a științei dreptului și a cercetării științifice juridice? Problema nu este nouă. Ea și-a găsit chiar răspunsuri, dar noi, conversionare, le-am uitat. Cu ocazia vizitei sale în România, în mai 1934, când a devenit membru de onoare al Academiei Române, Giorgio Del Vecchio, pe atunci decan al Facultății de Drept din Roma, marele filozof al dreptului, a ținut două conferințe referitoare la crize în domeniu. La 1 mai, criza științei dreptului și o alta, a doua zi, despre criza statului la Facultatea de Drept din București. Rezumând mesajul primei conferințe, adică criza științei dreptului, profesorul Mircea Giuvara, marele nostru filozof al dreptului, remarca în acest context faptul că filozoful italian al dreptului, și citez, om de știință creator și gânditor de rasă, nu se mulțumea a vedea în știința dreptului studiul textelor și al controverselor cu aplicațiunile practice imediate legate de ele, ci mergea mult mai departe, căutând să pătrundă principiile cele din urmă ale acestei discipline, așezându-o pe bază rațională și înălțându-o până la primile cele mai înalte ale gândirii juridice. Del Vecchio era văzut prin aceasta un imbold și pentru juriștii noștri,
oameni de știință spre a-i deseleni din metodele tradiționale învechite și a le deschide orizonturile cele noi, făcându-i să privească știința lor din înălțimile care fac din ea una dintre cele mai pasionate discipline ale minții omenești. Iată soluția pe care Giorgio de Vecchio, în urmă cu aproape 90 de ani, o propunea pentru a ieși un pas pentru știința dreptului. Am făcut noi altceva? Eu nu știu. Ceea ce putem să constatăm, inclusiv din perspectiva cercetării științifice juridice, care de la instituționalizare în 1954 am venit 7 decenii, n-am făcut de altfel altceva, ascunsă în spatele teoriei constantelor dreptului, că e mai bine să ne mulțumim, să reducem dreptul, la o știință normativistă, așa cum este încadrată în calificările internaționale, și a ne reduce la interpretat textul de lege, a vedea cum este reflectată jurisprudență și a pune soluții de lege pe rețea. Ca tare, cred că prima soluție la criza științei dreptului este aceea să ne întoarcem la adevărata știință a dreptului. Și voi exemplifica cu două concepte, cu două cazuri. În primul rând, în ceea ce privește dreptul Uniunii Europene și mă bucur că este aici domnul președinte al Curții Constituționale. Europa, fiindcă a dreptului, s-a întemeiat și se dezvoltă sprijinându-se pe juriști. Creată în urmă cu 32 de ani cu tratatul din 7 februarie 1991, semnat la Maastricht și intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, deci peste o săptămână vom aniversa 3 decenii de Uniune Europeană, în continuarea comunităților economice, fondată prin tratatul de la Roma din 1957, Uniunea Europeană a apărut sub dimensiunea sa politică, iar prin tratatul de la Lisabona a dobândit și personalitate juridică. Uniunea, așa cum o cunoaștem, este înainte de toate o construcție juridică. Instituțiile sale s-au elaborat și pus în aplicare politicile comunitare, sprijinindu-se pe tratatele fondatare și căutând ca prevederile acestora să fie cât mai deplin aplicate în literea acestui lor. Ea s-a impus pe drept și a fost apoi o construcție a jurisprudenței. Să facem o scurtă incursiune istorică. Curtea de Justiție, prin jurisprudență, a stabilit efectul direct al dreptului comunitar, tot prin jurisprudență, prin mapul dreptului Uniunii Europene și conduce, de fapt, întreaga construcție europeană. Marile probleme care s-au născut în ultima perioadă, în contextul dialogului jurisdicțiilor, pornesc la fel din probleme jurisprudențiale. Cum am intrat noi în cercetarea științifică juridică de România în dialogul european? Prin nimic. Parcă se întâmplă ceva la nivelul doctrinei de drept internațional și noi am fi nu numai în afara civilizației juridice europene, ci chiar în cadrul extra-unional european. Se vehiculează și apar lucrări de tot fel. De pildă, statul integrat. Care ar fi condiția și raportul între suveranitățile și structurile unional europene? S-a creat acest concept și mai mult decât atât, România este tratată ca un stat integrat, dar de apartenență diferențiată, ea și Bulgaria, într-un fel de capitis de dimunție, o capacitate redusă, din moment ce nu este, este membră de pildă la acordul Schengen. Mai mult decât atât, tot anul acesta, o nouă lucrare cu contribuții din mai multe țări ale Uniunii Europene, e adevărat, vești nume românești, dar apartenența universitară este la structuri din Franța sau Germania, conceptul de constituționalism abuzit. Printre manifestările acestuia, chiar dacă la Subson, și o decizie binecunoscută a Curții de Justiție, a Curții Constituționale a României. Replica doctrinei românești? Există oare o doctrină românească cu adevărat de drept al Uniunii Europene? De ce nu ne implică? A fost creat în 2011 și este un think tank al Comisiei Europene. Francezii se bat pentru a lua parte Institutul European de Drept. A avut congresul la Viena în septembrie și este coaliția, să spunem în felii mele,
de asociații profesionale și institute de cercetare care furnizează Uniunii Europene studiile. Principala temă abordată de pildă în planul de cercetare a EMI, principiile dreptului principiile generale dreptului constituțional, având în vedere, probabil, derapajele din Polonia și Ungaria. În această situație, dacă institutul respectiv, prin consultațiile date, în mod indirect, contribuie la luarea deciziilor în domeniul juridic în cadrul Uniunii Europene, prezența și inexistența unei implicații a cercetării științifice și a științei juridice românești este de condamnat. Am avut un alt exemplu. Dreptul internațional public. Vorbea domnul ministru Pădățean și îmi pare rău că nu este prezent despre faptul că suntem acum într-o redesenare a ordinii internaționale. Citesc doar două articole, nu pot să le postuli, dar deosebit de relevante. Josep Borrell, vicepreședintele Comisiei Europene, participă în septembrie, în marja Adunării Generale a ONU, sesiunii din septembrie la New York, și ține un discurs în fața studenților Facultății de Drept la Universitatea din New York. Ordinea internațională născută în 1945 este depășită, dar propunerile pentru a amenda și a înlocui nu ne convin. Se fac o serie de aprecieri, principala concluzie fiind aceea că asistăm la un paradox, o lume multipolară, dar mai puțin multilateralistă, și că dreptul, ordinea juridică stabilită prin Carta ONU, este pe calea a fi înlocuită. În ediția din 2024 al Ramses, este raportul anual mondial al Institutului de Studii Internaționale din Franța, în prefață, Irine Mondial, care a participat și la Academia Română în cadrul conferințelor Atelier Europa, face o analiză interesantă și la fel se referă la noile modalități de realizare a ordinii bazată pe reguli la nivel internațional. Unde este știința românească de drept internațional public? Uităm că nu avem încă un manual de referință astăzi, în secolul 21 românesc, de drept internațional public. Am lansat un apel de a recrea școala românească de drept internațional și mai ales de a elabora și adopta împreună doctrina națională de drept internațional public. Pornim de la inițiativele lui Nicolae Dașcovici, încă din 1936, care la Facultatea de Drept a Universității din Iași publica lucrări despre dreptul internațional și interesele românești. Și arăta, dacă nu există o școală românească de drept internațional care să ofere Ministerului de Resort soluții bazate științific și care să aibă de vedere interesele naționale ale României, nu vom reuși niciodată să ne impunem, cel puțin, dacă nu ca soft power, într-o anumită zonă geografică, cel puțin să ne menținem interesele fundamentale de apărare. Aș dori să remarc apoi o altă problemă și cred că aceasta s-ar circumscrie cel mai exact temei de astăzi și mai ales misiunii Academiei de Științe Juridice. La nivel internațional se pune problema povadis cercetarea științifică și reflecția juridică. Modelul clinicistor normativist, inițiat în urmă cu 7 decenii, în condițiile istorice date și care s-a reprodus post-1989 și până astăzi, în domeniul cercetării științifice, e depășit și a dovedit limitele și incapacitatea de a se adapta la noile realități sociologice și științifice. În primul rând, revoluția digitală determină mutații majore și impune restructurări adecvate în domeniul. Cercetarea juridică primară, atenție, nu a devenit-o științifică, adică consultanța, jurisprudența, doctrina universitară, este quasi asumată de noile tehnologii și reduce contribuția umană la aportul aferent profesionistului juristic. Nu mai putem să spunem că este
cercetare științifică, este cercetare juridică, iar ea nu merge decât la primul substrat de analiză a dreptului pozitiv. Ca atare, trebuie să ne gândim foarte bine. Doctrina franceză ne arată, mai ales cercetiu, o să țină cursul în universități. Sistematizarea didactică este bună, dar este la nivel de sistematizare, sintetizare și transmitere primele cunoștințe formative la studente. Ce ne facem însă cu așa zisa cercetare științifică juridică, întemeiată pe inventivitate și creativitate, care, în condițiile dezvoltării noilor tehnologii, ca efect benefic, își precizează mai bine natura și sfera de acțiune, precum și caracterul public. Un alt considerent. Necesitatea alinierii modelului de cercetare în domeniul la evoluțiile și modelele generale din țările dezvoltate și cel afirmat la nivel european spre a face posibile dialoguri și conlucrarea internațională. În ultimul deceniu, modelul continental, în frunte cu cel francez de cercetare juridică, s-a redefinit în sensul delimitării mai clare a tipului de activități circumscrise în noțiunii de cercetare științifică juridică, recunoscută ca atare și subținută. Există o decizie a Consiliului de Stat al Franței din octombrie 2021, care, de pildă, nu clarifică și nu acordă statut de cercetare științifică pe teze de doctorat în materie de procesual civil, constând în analiza textelor, evaluarea jurisprudenței și propuneri de lege ferenda. Veți putea mă întreba ce caută Consiliul de Stat ca instanța de contencios administrativ să evalueze munca unui doctorant și activitățile de cercetare. În Franța, cercetarea științifică, în definiție legală, este sprijinită de stat cu anumite facilități fiscale. Și un doctorant, fiind următorul lui, a făcut, fiind respinsă cererea respectivă, a recurs la justiție și până și Consiliul de Stat, deci frații noștri juriști de contencios administrativ, analizând demersul respectiv, au considerat că nu constituie o cercetare științifică. Apoi, aminteam mai înainte crearea Institutului European de Drept și funcționarea sa ca timp al Comisiei Europene, care necesită, din partea noastră, o aderare și crearea unui pol național de cercetări științifice care să participe la cercetările desfășurate în contextul în care ele răspund nevoilor și celor reclamate de Comisia Europeană. Și, în fine, devenind dominant, conceptul de cercetare aferent conceptului de știința durabilității, aceasta se pare că este ipoteza care se afirmă, se impune adoptat și dezvoltat pe plan național. Pe scurt, ce ar însemna model de cercetare aferent științei durabilității? Abordarea integrată a realizării și valorificării cunoștințelor rezultate din cercetare și studiile de specialitate, din practicile profesionale și celor dezvoltate de utilizatori și justițiabili, pentru promovarea progresului juridic, științific, normativ și instituțional, fondat pe paradigma necesității perceperii și rezolvării problemelor lumii reale și mai puțin a înscrierii în dinamica propriei fiecărui disciplină. Obiectul, mobilizarea cunoștințelor inter- și transdisciplinare, co-construite cu actorii sociali, așa încât să producă cunoștințe juridice exploatabile încă de la emiterea lor, de la producerea lor. Și al doi, colaborarea inclusivă între specialiști, decideri și actorii punerii în aplicare a rezultatelor cercetării. În concret, referitor la cercetarea științifică românească, aș putea să aduc ca elemente doar enunțate în fața dumneavoastră. Obiectul principal, cred că ar trebui să fie acela, a restructurării obiectului general de cercetare juridică și focusarea acestuia pe problema abordării integrate a cercetării dreptului național, dreptului UE, dreptului internațional și a studiului justiției, sistem judiciar intern, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, CEDO. Așadar, credem că, după model francez, un institut privind cercetarea științifică referitoare la drept și justiție, o ecuație nouă,
între activitatea de fricție teoretică și produsele și aplicarea din practică. Obiectivele, integrarea cercetării științifice cu activitatea juridică practică, luarea în calcul așteptărilor societății în general și a celor ale justițiabililor în special, promovarea unei reflecții asupra dreptului și justiției deschisă, transversală și pluridisciplinară. Misiunile cercetării asumate la nivel, să zicem, de model european al științei durabilității, enunțate la fel telegrafic, integrarea cercetării științifice și analizei teoretice cu exigențele, prioritățile și reperele acțiunii practice de elaborare, adaptare și aplicare a legii și înfăptuirii justiției, asigurarea valorilor statului de drept, dialogul permanent, multidimensional și adecvat în cadrul și între mediul juridic și societate, schimburi de idei și experiențe privind prioritățile și așteptările reciproce. Promovarea unei reflecții aprofundate asupra dreptului și justiției, deschisă, transversală și interdisciplinară. Promovarea dialogului de idei și raportarea permanente la orizontul juridic european și internațional, asumarea integrării juridice europene și asimilierii mondializării dreptului ca priorități de cercetare științifică și practică juridică. Fără îndoială sunt doar elemente enunțate. Fiecare dintre ele ar putea să fie argumentate, explicitate și transformate în direcții clare de acțiune. Pentru a reflecta împreună, vă propun acum, poate Academia își va asuma responsabilitatea să o facă instituțional, cel puțin noi la institut să de prea puțin și poate mai împreună putem să reușim, convocarea și desfășurarea stărilor generale de etajele lor ale cercetării științifice privind dreptul și justiția, la care se participă reprezentanții Ministerului de Justiție, Ministerului Cercetării, Institutului de Cercetări Juridice al Academiei, normal, Academia, dacă își asumă acest rol de științe juridice, facultățile de drept, Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, spre a dezbate situația cercetării juridice și a noi strategii privind cercetarea științifică în domeniu, în vederea elaborării încă o dată a strategiei pe care o avem de urmat. Este exemplu pe care l-au făcut în Franța, în 2017, când cele două misiuni de cercetare, în subordinea Ministerului de Justiție și Ministerului Cercetării, s-au reunit sub formula un institut privind dreptul și justiția și care împreună au dezbătut din perspectiva cercetării științifice fundamentale, aplicative, a celor care consumă, între ghilimele, produsele cercetării și cei care înfăptuiesc justiția. În România am văzut că anul trecut, dacă nu mă înșel, cei în domeniul filosofiei sau o ramă la științelor sociale a făcut o asemenea convocare și cred că este o practică care ar putea să fie extinsă și la noi și cred eu rezultate benefice. Altfel, dacă ne fărâmițăm eforturile, continuăm să reducem cercetarea științifică la analiza textului de lege și la concluziile pe care le face orice cabinet de consultanță sau orice avocat în urma prin curentă, orice magistrat atunci când soluționează un caz de speță, nu mai vorbesc când analizează hotărârea sau jurisprudența anumite secții, poate mai mult la Înalta Curte, nu vom reuși să ne integrăm în fluxul de idei european. Și, încă o dată, să nu mai rămânem pasivi, să intrăm în dialogul de idei. Dacă nu răspundem și nu oferim soluții, nimeni nu ne ia în considerație. Zilele trecute am văzut că Franța a adoptat în 21 martie strategia de influențare prin drept. E adevărat, este un vârf al sistemului continental, dar este de domeniul evidenței că orice se întreprinde din partea unui stat în domeniul dezvoltării lui juridice are ca idee și influența în domeniul dreptului. Este adevărat că noi nu suntem o mare putere juridică. Dar cel puțin, din perspectiva transformărilor care au loc în Republica Moldova și în alte părți, putem să nu exportăm, poate ar fi prea pretențios, exercităm o anumită influență, cum am perceput drepturile europene.
cum am asimilat, cum ne promovăm noi interesele plan regional și internațional. Cu alte cuvinte, să facem din influența pe care cercetarea științifică politică ar putea să afirme România ca un soft power. Este, poate, printre instrumentele rare pe care le mai avem la dispoziție. Aceea de a contribui și în plan european. Și continuăm o tradiție. Așa a făcut și Vespasian de Pena, așa a făcut și Paul Negulescu, așa a făcut Nicolae Negulescu și mulți alții, care numai prin idei care transfigurau normal interesul național în plan internațional, au reușit să se spună că există și în România o cercetare științifică, nu numai juridică, în acest domeniu. Cu speranța că spusele mele au contribuit cu ceva la această dezbatere și că dezbaterea provocată astăzi, criza dreptului, putem să numim criza juridicului, în lumea de azi, contemporan, termenul iar relativ. Post-Belic, post-1989, în orice caz se pare că sunt într-o criză permanentă și nu mai avem nevoie de atâta scrupulozitate definită. Vă mulțumesc pentru atenție.